Sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Multor prieteni le spun că Bucureștiul este patria mea. Probabil că sunt român, sunt european și cetățean al lumii, dar întâmplarea face că m-am născut în București și sunt bucureștean. Prima copilărie a fost în cartierul Floreasca, strada Doamnei Oltea. Locuiam la subsolul, de fapt demisolul unei proprietăți, a unei familii Polichron. Și acolo mai era un chiriaș, un general pensionat, generalul Șoarec. Îl pomenesc pentru că împreună cu generalul Șoarec, adică sub supravegherea lui, părinții mei erau la serviciu, am scris prima poezie. N-aș vrea să vă spun, o țin minte pe din afară, dar mă face să râd. Strada Doamna Oltea era o stradă micuță, liniștită, avea în capăt stadionul Dinamo și stadionul Dinamo avea un zid care avea o gaură. Iar noi toți copiii, toată gașca, noi care jucam fotbal pe strada alăturată, pentru că acolo era puțin asfalt și făceam fotbal cu niște cărămizi și jucam pe opțai sau fără opțai și la 6 cornere, la 3 cornere penalti. 11 metri, care era de fapt 6 metri. Ei, prin gaura din stadionul Dinamo intram și ne duceam la meciuri. Acolo am văzut primul meci de fotbal pe viu. Și tot în meciul ăla, țin minte, am văzut un gol dat direct din corner spre jalea întregii echipe care a primit-o. Aveam câțiva prieteni acolo care locuiau în niște case. Erau case vechi, proprietate personală, încă mai erau proprietate personală, dar erau foarte mulți chiriași acolo. Țin mintea că acolo m-am îndrăgostit. Prima dată, prima dragoste a fost pentru o fetiță, Luminița, locuia vis-a-vis. Cel mai bun prieten era Bobo, care avea o familie ceva mai înstărită și cu o casă care nu fusese încă rechiziționată. În curte la Bobo mă jucam tot timpul, iar în capătul străzii, unde era o boltă de viță, era prietenul meu, Irinel. N-am știut niciodată, totdeauna m-am mirat de ce Irinel pare a nu fi un nume de băiat. Și pe urmă am înțeles că Irinel, de fapt, e diminutivul de la Irina, nu de la Irin. Pe vremea aia exista și un tramvai, unde e acum Bulevardul Văcărescu, Barbu Văcărescu, și cu tramvaiul ăla era cu clape. Deci dacă nu te urcai la timp, clapele se ridicau și am văzut odată un accident în care cuiva i s-a prins piciorul. Erau două clase. Clasa întâi era 25 de bani și clasa a doua era 15 bani. Toată lumea s-a urcat la clasa a doua. Dacă vă vorbesc de bani, asta e pentru că mi-aduc aminte, am făcut odată un drum de la gara, sosit de la bunici, de la gara de nord până la noi acasă, era târziu și părinții mei în șoaptă, pentru că nu, pe vremea aia nu aveau aproape deloc bani, s-au gândit să iau un taxi, țin minte și acum a costat 3 lei și 25 de bani și în spate, unde eram eu cu tatăl meu și cu mama mea, părinții mei și-o pocăiau dacă se lase 15 bani bacșiș sau 25 de bani. Pe urmă, în zona aceea era și un cinematograf, Floreasca, cred că îi spunea, și acolo am văzut primele filme. Era o construcție nouă în cartierul acela Floreasca cu nume de compozitor ruși, un Glinka Șostakovici, nu cred că era, dar cam așa ceva. Acolo mă duceam în general în vizită sau la alimentară. Asta a fost prima copilărie și zona Floreasca a rămas tot timpul în inima mea, pentru că era o zonă pașnică, pe strada noastră pe vremea aia ningea foarte mult. Noi copiii făceam cazemate din zăpada pusă pe ambele trotuare și construiam niște cazemate pe aproape toată lungimea străzii. Erau nămeți înalți de 1,5 metri. N-am văzut iarna aceea celebră anului 54, încă nu mă născuse. A doua copilărie este, începând de la 7 ani, 7,5 ani, în piața Chibrit, fostă Clăbucet, fostă Chibrit. Asta după ce mama mea lucra în învățământ, a încercat să obțină un apartament, se cam săturase de demisolul ăla, care era puțin igrasios și foarte întunecos, s-a gândit la copilul ei să trăim mai bine. Și atunci ne-am mutat
într-un bloc de formă 9 ani, construit în 60-61, din prefabricate. Știți, apăruse mod aceea cu blocurile de prefabricate, cu apartamentele de două camere standardizate, semi-decomandate, de fapt comandate. Zona era, cum să spun, mai degrabă, era plină de blocuri. Tot bulevardul 1 Mai de atunci, actualul Ion Mihalache, pe vremea aia, cred că înainte era Filantropiei, era plin și pe stânga și pe dreapta și atunci eram foarte mulți copii. Locuiam la etajul 3, blocul avea 7 etaje și ce țin minte și acum, a fost întotdeauna foarte frig în el, pentru că pe vremea aia construiau pereții dintr-un beton foarte subțire. Era un beton subțire și nu avea nimic, nu era căptușit cu nimic. Erau 6 elemente la calorifer, dar mă rog, totul se compensa, în anii 60 era puțin mai multă căldură în case. În anii 70 a început să scadă presiunea. Acolo mi-am făcut și școala, la școala 175, aproape de primăria sectorului 1. Școala 175 era o școală experimentală. Eu am ajuns acolo în clasa a doua și am constatat că nu mai există învățători. Deci se făcea un experiment, se făcea de la clasele mici cu profesori la toate materiile. Dar aveam un soi de dirigintă, profesoara de română, Cornelia Manolescu, care trăiește și astăzi și care îi port o enormă recunoștință. Ea m-a împins mai degrabă spre literatură și spre fantezie și spre un soi de sinceritate. Îi port un imens respect. Acolo jucam noi fotbal din greu, era stadionul copilului și mergeam la școală ori pe calea Griviței, ori pe bulevardul 1 Mai. Și cum eu citisem la 9 ani Hector Malou, Singur pe lume, povesteam capitole pe rând, le povesteam colegilor mei și astfel stăteam în mijlocul grupului, cum îmi plăcea mie. Ce să vă spun despre... Încetul cu încetul, pe vremea erau niște mașini vechi, Skoda, așa ca niște conserve, cu ele am făcut primul drum în centrul orașului, la piața Sfântul Gheorghe. Acolo, în general, copiii nu prea ieșeau în oraș, cum se iese astăzi. În general, cartierul era cel care îi conținea pe toți. Toți colegii mei de școală locuiau acolo, așa că împărțeam zona. În școala generală a fost a doua dragoste mea. Am iubit o colegă. Virginia Veloiu, și dacă o să mă vadă vreodată, o rog să râdă. Acolo diriginta noastră a organizat primele petreceri dansante. Deci în 1967, 66-67, aveam 13 sau 14 ani, 16-14 ani, făceam niște, la sala de sport se punea muzică și băieții ar fi trebuit să invite fetele la dans. Dar noi eram foarte timizi, așa că dansau băieții cu băieții, dând din mâini și din picioare, și fetele între ele cu regretul că băieții nu au mai mult curaj. Cam asta au fost. Ați devansat o întrebare mea. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră și cum arată el astăzi? Gândiți-vă că toate clădirile acelea aveau până în 5-6 ani, erau curate, străzile nu aveau mașini, nu țin minte felul în care erau pavate. Dacă era ciment, nu era, am și uitat. Dar pot să vă spun că atunci au plantat copaci și în fața apartamentului nostru de la etajul 3 abia ajungea vârful unui copac. Astăzi ajunge spre etajul 6, deci a crescut ceva între timp. Foarte puține mașini, foarte puține mașini. De altfel, în prima copilărie, cred că prima mașină am văzut-o la 4 sau la 5 ani și cred că a fost prima mașină pentru 2 ani de zile, când am mai văzut prin 1959 sau 60 a doua mașină trecând pe stradă. Dar încetul cu încetul începeau să se umple. Tocmai atunci se deschisese importul de mașini străine, Warburg și Fiat. Și apărusele acele Fiaturi 600 pe străzi, eram fascinat de ea, un unchi de-al meu venise în București să ne plimbe cu mașina și se lăuda că este cea mai teribilă mașină și că el poate să prindă 60 de kilometri la oră cu acea gâgâlice de mașină care era mai dragă decât ochii din cap.
În general era destul de curat, pentru că era și o aglomerație, aglomerația nu era cea de astăzi, nu începuse încă importul de mână de lucru către fabricile din București, încă nu se construise salva de industrii din jur. Deci eu aveam lângă mine atelierele Grivița și acolo unde era și un pod, podul Grant era cel vechi și mă urcam de multe ori pe el, apoi era un pasaj unde, să vă spun, chiar la atelierele Grivița, unde era un club muncitoresc, și la clubul ăla muncitoresc mă duceam să văd, țin minte, am văzut aventurile baronului Münchhausen și nu odată, ci de vreo 5 ori, și dacă nu mă înșel, și Parisul Vesel, tot acolo. Pe urmă s-a deschis un cinematograf lângă noi, unde astăzi este benzinăria Jeep. Era cinematograful Excelsior și acolo eram nelipsit, vedeam cam toate filmele. Era o librărie. În general, spații comerciale nu existau pe vremea aceea, existau aprozarele și alimentările. În rest, nu prea exista spații comerciale, pentru că totul era concentrat și oamenii erau obișnuiți de pe vremea aceea să stea la coadă. Țin minte, ce am urât cel mai mult în viața mea au fost cozile pe care le-am făcut la pâine în primul rând. Stăteam o oră sau o oră și jumătate, chiar din perioada aceea, și era un fenomen curios. Deși pâinea se cumpăra toată, era o îngrozitoare luptă pentru pâine proaspătă. Era foarte ciudat, se cumpăra tot. E bine, a doua zi apărea pâine veche în galantare. Asta era, și era o luptă îngrozitoare între clienți și vânzători. Vânzătorii împingeau pâinea asta și lumea, cum se spun, voia să pună mâna pe ea. N-ar fi pus, pentru că dacă puneai mâna pe pâine, nu mai puteai da înapoi. Oricum însă erau niște, mi-aduc aminte și acum gustul al franzelei sau al baghetei. Nu era chiar o baghetă franțuzească, era mai groasă, dar era foarte interesantă. În anii 60-70 alimentările se umpluseră, nu mai era o chestiune de apăruse Nescafeu, apăruseră parfumurile franțuzești, băuturile străine și țigările americane. Bucuria copiilor. Bucuria copiilor, nu? Dar nu uitați că în 68 aveam 14 ani, despre la 15 ani m-am apucat de fumat și nu vă spun nimic mai departe, dar erau prea scumpe pentru noi. În 68 a avut loc invazia din Cehoslovacia, iar nu eram în București în perioada aceea, dar am aflat de dimineață, pentru că părinții mei obișnuiau să lase Radio Europa Liberă pe o anumită frecvență, și am aflat în dimineața zilei de 21 august că a fost invadată Cehoslovacia. Cu cățel, cu purcer, ne-am urcat în tren, am venit în București, iar eu nu visam decât să mi se dea o armă să-mi apăr țara. Mulți au pățit-o ca mine și oameni cu o minte mai deschisă și cu mai multă învățătură. Cam asta a fost a doua copilărie, după care urmează adolescența. Evident, am intrat la un liceu. Țin minte, din cauza iubirii pe care o purtam, aș fi vrut să mă duc la un alt liceu, cred că la liceul 25 sau 35, de pe Bulevardul 1 Mai, dar mama a insistat pentru un liceu mai bun, spunea ea, și a rămas, cum a hotărât mama, la liceul Ion Neculce, exact aproape de primărie, pe strada, chiar pe strada Ion Neculce, lângă cimitirul evreiesc. Eram aproape gard în gard. Liceul era o combinație între vechea clădire a liceului și corpurile noi. Atunci se inaugurase la spațiile pentru elevi, deci un soi de mici vestiare. Fusese inventate. Din ce mi-aduc aminte, liceul era cam dur. Adică noi îl porecrisem Bastilia. Pentru că amintiri de copil, știți, pe vremea aceea era la modă, era mișcarea hippie și toți am fi vrut să avem părul lung. E bine, nu se putea cu părul lung, din cauza asta turnam zeamă de lămâie în cap și cu agrafele strângeam pe dedesubt și încercam să trecem de pază. Încercam să ne scoatem, să ne punem, cum îi zice, un soi de etichetă, matricolă, cu numele liceului și numărul lui, și cu șmecherie îl fixasem în capse. Ca să le putem scoate după ce ieșeam de la,
de la liceu. Dar s-au prins de astea și ajungeam cu... Asta băgau degetul pe ele, scoteau și ne puneau să le coasă. Groaznic să coși și să descoși afurisita de matricol. Am și pe vremea aia, noi elevii făceam muncă patriotică la începutul anului. Țin minte că am fost dus la cartofi, la sorta cartofi, cartofi mici, mari pentru export, cartofi mici pentru import. Deci aia mari. Problema era, a fost următoarea, că erau și stropiți împotriva muguririi și n-aș putea să spun cu ce și ne-am cam intoxicat din cauza asta. Sau am fost printr-a 11-a să rupem porumb, să depănușăm porumb undeva spre Străulești. Cam asta e zona. Dar în perioada aceea am descoperit micuțele cărciumare unde noi elevii ne duceam să bem o bere. Costa 3 lei o bere, deci ne așezam cu toți, ne desfăceam mănunchiul de țigări. Pe vremea aceea le cumpăram în mănunchi, la un leu. Țigări Carpați, la un leu, erau vreo 6 sau 7 țigări într-un mănunchi. Și cu ele ne regalam. Erau niște cărciumare deschise în jur. Calea Griviței spre gara era plină de astfel de cărciumare, de altfel am fost și în restaurantul Gării de Nord de multe ori când plecam din localitate sau mă întorceam, acolo ne opream la o cafea pentru părinți și o apă minerală, de asta era, sau când am mai crescut, când mă duceam cu prieteni, ne duceam cu prieteni și să plecăm prin țară, că aveam tot felul de deplasări, acolo ne opream să bem și o bere de să prindem curaj. Gara de Nord era foarte murdară pe lume. Foarte, foarte murdară, extrem de neprimitoare și foarte cojită. Cojită de sus până jos. Asta era situația. Da, iată amintiri care vă leagă de un oraș. Ce vă place cel mai mult la acest oraș, București? Asta e o întrebare la care cu greu pot să răspund și am să vă dau cel mai simplu răspuns cu putință. Când iubești, iubești din tot sufletul și nu spui niciodată problema că iubitul sau iubita ta te înșeală, te neglijează, nu se spală pe dinți, nu face curat, nu ți-aduce, nu se pregătește de mâncare, nu te mângâie. Nu... Dumnezeu, eu dragoste, cum să spun, mă simt în București ca acasă și oriunde m-am dus în străinătate, un oraș care a semănat într-un fel sau altul cu Bucureștiul mi-a fost casă. Un oraș care nu seamănă cu Bucureștiul e un oraș străin, dar în rest, ce vedeți, îl știu, îmi place și... Cel mai interesant lucru sunt oamenii, n-am să spun, fac această măgărie să spun despre adevărații bucureșteni. Toți oamenii devin adevărați bucureșteni pas cu pas în clipa în care consideră că asta este locul lor și nu este al altuia, că le aparține. De-aia am foarte mulți prieteni bucureșteni cu care ieșim și... O să vă spun, pălăvrăgeala bucureșteană este, miticismul bucureștean în sensul lui bun, este cel mai frumos lucru pentru că este lipsit de griji, e prietenos, nu e ranchinos, e prăpăstios, inventează povești din care orice scriitor ar putea să scrie 100 de cărți. V-ați gândit vreodată să plecați din București? Da, dar a fost... De uneori îmi vine să plec din București, dar îmi dau seama, am o experiență, am plecat odată 2 luni sau 3 luni din țară, după un timp mi se face dor. Și pe urmă, nu uitați, eu sunt scriitor român, de extracție bucureșteană, limba mea română n-ar fi aceea nici în Cluj, nici în Iași, nici în Arad. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii. Care este orașul care v-a rămas la suflet și de ce? 2 orașe au rămas la suflet, Lisabona și Parisul. Parisul pentru că este un București mai mare și București ar fi putut fi un Paris mai mic dacă nu s-ar fi dărâmat fără cap. Și dacă vă uitați acum, tot ce se recondiționează din București este o de rară frumusețe. Acolo unde ori primăria, ori proprietarul se străduiesc să refacă minim bun simț și cu o minimă atenție structura și fațada de odinioară, ai în față clădiri minunate. Și Parisul așa este, tot este, ce-au făcut modern, au plantat în marginea Parisului și ei se străduie să păstreze fiecare pietrecică. Iar Lisabona mi-a plăcut pentru că, nu vă spun că e orașul de, nu de porțelan, orașul de faianță, care este o surpriză, dar ce mi-a plăcut sunt pavajele alea care au 400 sau 500 de ani și pe care în fiecare dimineață, toți care au localuri,
scot scaunele, scot măsuțele, după aceea cu o găleată, cu o perie și cu șampon, freacă drumul să lucească. E foarte frumos, te pierzi în Lisabona ca în București. Ce v-ar plăcea să se schimbe în București în următoarea zi? În primul rând mi-ar plăcea ca toate casele vechi să fie recondiționate și clădirile noi să respecte stilul Bucureștiului. Mă deprimă aceste blocuri din sticlă și beton care au, din clipa în care sunt gata, au 40 de ani vechime, sunt dintr-o epocă revolută, n-au nimic frumos, nimic nou. Din punctul ăsta de vedere, cetățenii Pragăi și primăria Pragăi sunt de 10 ori mai inteligenți. Niciun proiect nou în Praga nu se face fără acordul cetățenilor. Iată. Aveți un loc preferat în București? Am mai multe locuri preferate. În primul rând, locurile pe unde am trăit. În al doilea rând, acum nu mai pot să spun Bucureștiul vechi, Old Town, că acum este o zonă de crâșmă unde te duci să bei și să vorbești cu prietenii. Dar Cotroceniu este frumos, zona armenească este frumoasă, Pache Protopopescu îmi place din când în când. Este zona dintre Calea Griviței și Bulevardul Ion Mihalachiu cu tot cartierul feroviarilor, construit în anii 30, pentru cei care lucrau la CFR, este de o rară frumusețe și bun gust. Absolut. Este foarte frumos. Tuturor le dau exemplu ce se putea face cu bun gust și cu un sindicat puternic și cu patron și cu gândire managerială interesantă. Toți oamenii erau prinși acolo și aveau sentimentul că posedă și sunt locul ăla al lor. Și așa a rămas foarte frumos și foarte liniștit. De ce ar iubi străinii București? Asta o să vă spun, e un secret pe care probabil numai Bucureștiul are. Nu e frumos, e foarte îmbârligat. Și oamenii au sentimentul că intră într-un soi de sălbăticie și după ce au intrat în sălbăticie asta periculoasă, descoperă că oamenii sunt foarte vorbăreți și peste oriunde s-ar duce, li se dă o mână de ajutor. Și trei, bucureșteanul știe, e probabil cetățeanul din lume care știe cele mai multe limbi străine. Aici, dacă ar veni un patagonez care vorbește patagoneză, sigur ar găsi un bucureștean care să-i poată spune ceva. E spiritul bucureștean care e haios, e prietenos, așa. Te simți după 2-3 zile fără griji. Bucureștiul de altă dată de care mi-ați vorbit și Bucureștiul de azi, ce ați alege și de ce? Mi-e greu să-l aleg pe cel de altă dată pentru că ăla era foarte ponosit. Mi-e greu să-l aleg și pe cel de astăzi pentru că e foarte dărâmat. Dacă aș putea să le combin pe amândouă, dar nu se poate. Vă spun, nu există un București numai al meu. Al cât este al meu, va rămâne. Dacă va rămâne o singură casă de care mi-aduc aminte, am să-l iubesc în continuare. Vă povestesc că a fost chemat în 1982 doamna Lis Botez, scriitoare română, avea în vremea aia 75 spre 80 de ani, locuia în Uranus, trebuia să-și părăsească imediat casa. Și n-avea unde să se ducă. O repartizaseră șoseaua Cățelul. Avea o casă frumoasă, boierească, cu o curte. Era singură, nu era foarte, cum să spun, nici n-avea din ce o întreține. Și acolo am mers împreună cu Mircea Nedelciu, cu Ana Barbu, cu mulți prieteni, să o ajutăm să strângă, să vadă ce va arunca din viața ei la gunoi. Buldozerele stăteau la poartă. Era ultima casă care mai rămăsese. Și era o casă cu un ciardac din sticlă, cu un etaj, o casă de lemn. Și noi strângeam și mă întrebam, asta rămâne, asta nu rămâne, și în același timp ne uitam cum dispare tot în jur. Și după 3 zile, prietenii au găsit o casă undeva în București, la 2 camere, la demisol. Așa este, ea părăsind o casă totuși, care avea 100 de metri plus 100 de metri, avea 200 de metri. Nu o bogăție, dar era frumoasă. Și după ce am ridicat toate și am chemat prietenii cu mașini, cu remorci să cărăm totul, a intrat buldozerul și am văzut cum s-a spart, rupt casa aia. Ăla a fost Bucureștiul meu și ăsta nu o să-l mai inventeze nimeni niciodată, dar dacă am fotografiile de acolo, o să le pot arăta și copiilor mei când o să îmbătrânească și ei puțin. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea pe care i s-ar potrivi la cei 555 de ani? Să nu-și piardă sufletul.
E singurul lucru. Poate să piardă case, poate să piardă oameni, poate să piardă străzi, poate să piardă energie, să nu-și piardă sufletul. Vă mulțumesc. Cu plăcere.